Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, dragi prieteni, dar cât putea să mai dureze vacanța asta, doamnelor și domnilor, dar cât puteam să stăm și să ne mai pregătim ca să ne întâlnim. Astăzi o ediție absolut extraordinară, n-avem timp de promisiuni, o să vedeți că va fi un sezon absolut senzațional. Hai să vedem ce surprize avem. Inimioară, culturi multe, la da 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 da. An școlar a început cu emoții pentru Elena Merișoreanu. De ce? Aflați imediat la Exclusiv VIP. Pregătiți-vă să descoperiți în premieră fața nevăzută a vedetei. Direct din curtea școlii, în platoul Exclusiv VIP, Elena Merișoreanu și simpaticele ei nepoțele ne vor dezvălui adevăruri neștiute despre celebra familie. Stați cu noi! Lecție dură de viață ne apropie de credință, suflet, bunăvoință, toleranță și iubirea necondiționată față de semeni. Doar la Exclusiv VIP de Ziua Internațională a Carității urmează dezvăluiri despre povestea dramatică a fostului fotbalist Mihai Neșu și cum s-a transformat acesta în omul de azi capabil să le ofere ajutor și sprijin copiilor cu dizabilități. Rămâneți cu noi! Și miere, tu clipa cea mai grea, printre umbră și zăbrele, ai hrănit iubirea mea. A împlinit o frumoasă vârstă pe 2 septembrie, iar noi o sărbătorim azi așa cum se cuvine. Marina Voica nu mai are nevoie de nicio prezentare. Și afară plouă și trecut. Îi spunem cei mai frumoși la mulți ani și lăsăm surprizele să curgă. Nu ratați! Se întâmplă chiar acum la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Stați cu noi! Ediție de colecție! Și afară plouă și trecut. Doamnelor și domnilor, la mulți ani pentru doamna Marina Voica. Începem așa cum face doamna Marina Voica de atâția ani de zile, să farmece o lume întreagă. Prin urmare, o piesă superbă, după care venim și cu surprizele. Marina Voica! Lui, în mâinile mele o strâng tare, dar mă împiering o sfâncă ca de cheia în râpa adâncă. O porumbiță sau corbul cel rău, care dintre voi e prietenul meu, care dintre voi pe o tavă argintie îmi va duce în dar un strop de iubire.
joc cu viața o horă și vântul îmi smulge năframa, dar eu vreau acasă la mama, la mama, dar eu vreau acasă la mama, la mama. Ciumată, doar pentru cei ce știu bine să nuate, care dintre voi ca pe o barcă vrăjită mă va căuta la cârtăcită. O porumbiță sau corbul cel rău, care dintre voi e prietenul meu, care dintre voi pe o tavă argintie îmi va duce în dar un strop de iubire. Bulacă pe zebrele, strânche el în mâinile mele, o strâncare, dar mă împiri în o sfâncă. Cade cheia în râpa atâncă. La mulți ani aceste flori frumoase care se asortează cu doamna doamna Voica și acest tort care se asortează cu toți prietenii dumneavoastră care sunt asortează? Dulci, buni și mulți. Mulți, dulci și buni. Și buni. Doamnelor și domnilor, întotdeauna tânără, puternică și grozavă, doamna Voica va avea astăzi mai multe surprize din partea noastră. Noi să ne-ați întrebat unde sunt invitații. Nu pot să vă spun acum, ei apar pe parcurs. Ascunși. Sunt ascunși. Da? Doamnelor și domnilor, după pauză, un regal de emoții și de surprize pentru sărbătorita noastră de astăzi. Marina, Voica, pauză! Suntem împreună cu doamna Marina Voica, e un moment foarte frumos și vreau să vă întreb dacă există un domn, un bărbat care nu a lipsit niciodată în ultimii 30 de ani, poate 40 de lângă dumneavoastră. Există vreun bărbat așa la care vă gândiți, care, domne, orice s-ar fi întâmplat, fie vreme rea, oricine a fost lângă dumneavoastră. Soțul dumneavoastră de la un moment dat din ceruri, dar acum cine să fie? Să luați microfonul. Doamnelor și domnilor, omul care nu lipsește niciodată, dar niciodată de lângă Marina Voica, intră chiar acum din spatele domniei sale. Ia să vedem cine intră. Cine să fie? Octavian Ursulescu, doamnelor și domnilor, a venit. Pe unde vrei, te rog frumos, cupați-vă-ți, iubiți-vă-ți. Dar tu ești în altă categorie, nu-i bărbat care... Păi da, e bărbat, doamnă, da. Un bărbat? Ești bărbat? Vin, Octavian, că un bărbat tânăr. Uitați-vă și dumneavoastră, înalt ca bradul, mi-a cât mine, la fel ca mine. 30 de ani. Mulțumesc mult. Eu poate cred... 32-33. Eu cred că mai mult de 30 de ani. E, auzi, nu mai zice nu și mai, tu, că și tu ești tânără și eu sunt tânăr, de Cristi nu mai vorbim. Unde stau? Tavi, lângă doamna Marina și te rog frumos, declarație de dragoste chiar acum. Trebuie să mă pun în genunchi. Declarație de dragoste și ceva bune? Frumos. Da, e. Declarație de admirație. Așa. De admirație profesională, în primul rând. Marina, te-am prezentat pentru prima oară acum, vorba lui, 30 de ani. De fapt, sunt vreo 45. Așa, așa, așa. Și 45, da. N-am încetat de atunci să-ți admir
puterea de autodevenire și de reinventare. Ai început cu cântece spaniole, ai făcut șlagere din melodiile marilor noștri compozitori și după 90, când aceștia nu prea au început să scrie, că n-au fost nici festivaluri, ai devenit o compozitoare și o textieră și o pianistă extraordinară. Așa încât n-am cum să nu te admir, mai ales că ai reușit încă ceva. Ai adus publicului meloman de la noi piese străine, niște versiuni extraordinare. Formația Pulp a nebunit tineretul Cristi cu Pulp, cu Common People în toate cluburile, da. Apoi Katie Lang și Leonard Cohen. Deci trei piese extraordinare, pe cum să nu, pe care ea le-a adus, a făcut texte românești și niște versiuni pe care poate cânt și la Cristi odată una din aceste melodii. Noi o așteptăm pe doamna Voica. Cu ce își dorește ea, cu doamna? Bravo, ai văzut? Tot ce vrei. Cu ce doriți? Doriți? Formație rock latino, numai să-mi spuneți. Noi rezolvăm imediat fără niciun fel de probleme. N-ai cântat Common People aici la Cristi niciodată? Nu. Rock, ce-i trebuie lui? Asta îmi trebuie mie. Common People e o piesă care îmi și place. Bine, mulțumesc, Octavian, dar minte, mă iubește. Păi, eu de ce v-am spus că e bărbat? Recunoști tu că mă iubești. Te iubesc de mor. Admir. Te iubesc de mor. Vă rog frumos, nu, asta cu... Deci, vă rog frumos, avem și alte surprize. Ia să vedem cine spune la mulți ani chiar acum. Marina, te îmbrățișez cu tot sufletul meu. Am ales cadrul ăsta superb aici, l-am pus pe malul Mării Negre. Să-ți spun cât de mult te apreciez, te admir de o viață. Și mă bucur că am reușit să învăț foarte multe lucruri de la tine. Să fiu alături de tine la atâtea zeci și zeci de spectacole, show-uri de televiziune. Îți mulțumesc, Marina Voica, te îmbrățișez la mulți ani, să fii sănătoasă și să rămâi la fel de energică toată viața ta. La mulți ani de la Anca Țurcașiu. V-am zis că o să fie agenda încărcată. V-am spus. Ce vă leagă de Anca? Eu zic că a început a doua ei ridicare, nu? Da. A doua ei carieră. Deci, așa că și la mine, abia după 40 de ani. Așa nu, este. Octavian? Când eram tânără, parcă nu aveam așa succes. Cum, la un moment dat, anumită vârstă, nu știu, ceva se întâmplă. Adică cel puțin la mine, dar cred că și la multă lume. Și Cristi, nu ți se întâmplă? Că tu capăți o experiență și o anumit șarm la anumită vârstă. Așa e. Și el de la 40 de ani s-a lansat. Da, doamnelor și domnilor, mâine putem, am și mie câțiva pere albi, tocmai ca să fie această... Ți-ai vopsit, da. Sunt șuvițe. E fir cu fir. Da, îl avem aici, uite, avem o fotografie cu Florin Piersic, un mesaj bun și de la Florin Piersic, care nu era în România. Peste o săptămână, cel pe care Jean Constantin l-a botezat Fruct Export o să fie alături de noi. Până atunci, însă, Florin este alături de noi, îl pupăm. Uite o poză și cu Gabi Dorobanțu. Da, Gabi. Prietenii dragi, Marina Voica este un artist atât de iubit, încât vreau să știu dacă mai e cineva acolo la poartă. Ia să vedem cine să mai fie și să-i spună la mulți ani Marinei Voica. Ia să vedem. Cine e acolo? Bună ziua, la mulți ani, Marina. Te iubesc mult, cum ți-am mai spus. Te Silvia Dumitrescu, doamnelor și domnilor. Mulți ani trăiască, ți-am dat și la telefon. E adevărat. Permanentă și... Asta e pentru tine. Cadou. Permanent. Cadou, special. Vrei să vezi. Doamnelor și domnilor, cu suflet de copil, doamna... Wow, ia. Doamnelor și domnilor, o decorațiune foarte frumoasă pentru următoarea apariție a doamnei Voica, e numai bună. Nu mai știu unde să mai pun. Da, și o bluziță de scenă. E făcută de Silvia cu mânuța ei. Nu, da. Cu mânuțele astea două. Da, e foarte pricepută. E făcută de o doamnă care e foarte pricepută. Am uitat că... Mulțumesc frumos, Silvia. Microfoanele la televiziune e așa. Deci, acum vreau să știu declarație de dragoste pentru Marina Voica. De ce o iubești și ce vă leagă?
Hai să spun, i-am spus și la telefon de ziua ei. Pentru mine, Marina a fost întotdeauna un model de artist. Un om modest, vesel, drăguț, original, plin de voioșie, de voie bună. Totdeauna gata să facă, să spun o vorbă bună, să-ți dea un sfat, să te încurajeze și... Nu, eu fără sfat. Sfatul meu, mă rog, eu însumi. Da, exact. Doamna, sfatul Voica este era... un sfat, cum s-ar spune. Da, sfatul era urmați-mă, cu alte foarte cuvinte. Frumos. Da, nu. Eu lucrurile acestea le spun din suflet, ca drept dovadă că m-am emoționat, mă bâlbâi și când e vorba de Marina, mă fier toată, pentru că iubesc foarte când mult. Când te știu, când reașete... Când eram mai tinerică și da. Eu. Acum hai să ne aducem aminte cum am să fost. Cred că universul râde de noi, zice. Auzi, de ce? Fac socoteală. Că fiindcă, de fapt, undeva un univers, pământul noastră, viața noastră este așa, pac, pac. Cam așa. Și noi facem socoteală. Câți ani tânăr, trecut, un, da. Unul tânăr, unul mai bătrân. Ce bătrân? Viața, uite așa, pac, pac. Da, știi? Doamna Voica, și... dumneavoastră ați fost totdeauna la fel. Sunteți egală cu tinerețea dumneavoastră. Plus că la tine, la vârsta ta, tu ai făcut pac, pac, pac. Hai. Față de e noi. Normal tu ai vârsta un pac ta. În plus. Aveți un pac în plus față de noi, ca să zic așa. Dar uite, acum vă propun ca Silvia să vă facă și un cadou muzical. Ce cântăm, Silvia? Am să cânt o piesă care are un text de mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce ne dă. Se numește I Fly în engleză sau Eu Zbor. Piesa a fost făcută pentru Eurovision, nu a intrat, dar eu cânt acum la tine la emisiune cu toată dragostea. Doamnelor și domnilor, piesa aceasta explodează de fapt atunci și când trebuia, Marina. Și anume la aniversarea Marinei Voica. Oară Silvia Dumitrescu. Silvia, da. Dumitrescu. Da, băi, când prezintă Tavi, eu trebuie să tac. Vă rog frumos. Deci, merge Silvia către locul de scenă. Nu uitați, avem și alte surprize pentru Marina Voica. Țineți-vă bine. Ne cântă Silvia.
aplauze pentru Silvia Dumitrescu. Îi mulțumim foarte mult, așteptăm alături de noi. Doamna Marina, vă rog, uitați-vă la, la ecran și spuneți bun găsit, pentru că mi-e drag de tine. Ia să vedem cine este aici. Spuneți bun găsit. Doamnelor și domnilor, în direct cu noi. Asta am vrut eu, cum îți întreb. Dacă dus Laurențiu, care m-a promis că o să-ți trimite video, a fost foarte necăjit că n-a putut să vină. Dar este în Chișinău. Nu este în Chișinău, este, a trecut granița am și primul trecut. Lucru pe care l-a făcut a fost să intre acum. Laurențiu este în legătură directă cu noi. Hai să vedem ce spune. Laurențiu, ce faci? Vă salut, ce de oameni frumoși. Mă bucur mult. Mulțumim. Și tu ești cu noi, deci suntem și mai avem. Ce faci? La mulți ani, doamna Marina, să fii sănătoasă și la fel de în formă ca până acum. Da. O salut și pe Silvia, cu te drag. Te pup, Laurențe, te și pup. Și pe Tavi. Mi-aduc aminte de tine când ai venit la noi acasă, să știi, când erai mic. La mine și la Florin. De la tine am eu, ții minte? Da. Telefonul am a lui de la tine. De la mine l-ai luat. Telefonul lui Laurențiu, îl aveți de la, de la Silvia? Așa, l-am sunat eu. Deci, Laurențiu, acum cercul se închide. Deci, doamna Voica a avut telefonul de la Silvia, tu între timp ai devenit un mare artist. Am făcut o melodie, am vrut să cânt eu. Forma când am văzut. Și am difuzat-o primul la radio. Cifre, celebra piesă Cifre cu care s-a lansat Laurențiu. L-am văzut-o, imediat am spus. Ai știi să o mai cânti? Mai știi? Hai puțin, așa, zi din Cifre. Nu întâmplător în studio sunt unii dintre cei mai importanți oameni. Și l-am sunat. Silvia Dumitrescu a fost chiar prima care m-a recomandat Virginia Istroian în televiziunea română în 1990, unde am cântat la primul revelion al televiziunii române libere, în 1990. Apoi a avut mână foarte bună Silvia și mulțumesc. Apoi doamna Marina m-a observat la o emisiune pe TVR2. I-a cerut numărul de telefon Silviei. Și am spus, vină tu la mine, îți dau o piesă. Și mi-a dat o piesă pe care inițial doamna Marina trebuia să o cânte. E vorba de piesa Cifre, dar mi-a încredințat-o mie. Și mulțumesc pentru lucrul acesta toată viața. Bravo! Uite că s-a emoționat la Laurențiu. Văd din primirea lui că s-a emoționat. Unde ești? În avion? Unde? Acum este... Nu, aici sunt în mașină, am oprit undeva pe dreapta ca să fie semnalul stabil. Am trecut de Galați spre Brăila. Da. Mergem acasă, la Constanța. Foarte frumos. Povestiți-mi o secvență frumoasă din colaborarea dumneavoastră și întâlnirea cu Laurențiu Duță. O mie și una de nopți. Asta este, asta zic. Deci am telefon, am sunat, am spus, Laurențiu, sunt Marina Voică. Am o piesă pentru... Acum Laurențiu spune... Câți ani avea? Marina Voică. Ce poate să-mi dă mie Marina Voică? Așa. Eu care sunt pac-pac. Așa, pac-pac. Dumneavoastră aveți pac-pac-pac, v-a spus Tavi. Și zice, o să vă dau telefon peste... Am spus, Laurențiu, eu... Gădește-te. N-a trecut nici 10 minute. Doamna Marina, vin. Și bine a făcut. Am spus, vină. Am și spus lui Partuș, vină cu sandwich-e, că eu n-am mâncare, n-am ce să-ți dau. Am mâncat sandwich-e, din care am mâncat și eu sandwich, că niciodată n-am mâncare. Ce râs, așa este. Cu ce era sandwich-ul, Laurențiu? Nu mai aduc aminte. Bun, bine. Era bun oricum, da. Împachetat de mămică, totul este bine. Acum am înțeles cum vă mențineți așa supra, doamna Voica. La moment dat i-a plăcut. Zic, acum am dau seama cum vă păstrați așa suplă. Nu-i de mâncare în frigider? E simplu. Nu mâncăm. Da? La mine e tot timpul. Bun. A venit sandwich bun de la mămica și... Așa de serios băiatul ăsta. Da, se și vede, doamnă. Uite, au trecut atâția ani de zile. De și... mic copil, așa deja profesionist. Imediat au dus băieții. Da? Au făcut dans. Da. Eu am avut recital. Un recital. Da. La Mamaia. Da. Și am spus, vino aici. A venit, știi cum, eu care tot timpul mă chinui cu neprofesioniști, iartă-mă, așa, în toate televiziunile, ceea ce am văzut, eu n-am avut ce să spun, uite-ți la stângă, la dreaptă, numai bine, așa, nu știu ce.
Era campanie electorală în timpul asta. Așa. Au venit, Marina, scoate ceva, că nu intră. Nu intră o misiune. Scoate pe Laurențiu. Nu scot pe Laurențiu din... Am scos din melodie mea, am scos acordeonul. Cred că atunci ți-am intrat în suflet, Laurențiu. Nu așa. Da, toate gesturile pe care le-ați făcut, într-adevăr, foarte mult și cu festivalul de la Mamaia. Eu vă mulțumesc. Mult de tot. Puște atunci, ce? Nu-ți crescuse barba încă? Nu, aveam 14 ani atunci. Copilaș! Aveam 14 ani și Mihai și Viorel, actualii mei colegi din 3 Sud-Est, atunci erau dansatori, făceau parte din trupa Original Dance. Și chiar la festivalul de la Mamaia, doamna Marina și-a sacrificat din timpul dânsei, din recitalul dânsei, să ne acorde nouă, nu mai știu cât, două melodii, cred că am cântat atunci. Și Mihai și Viorel dansau. Da, și apoi uite că a fost cu noroc și după câțiva ani de zile am, alături de băieți, am pus bazele trupei 3 Sud-Est. Mulțumim foarte mult! Melodia asta, s-o așa, 3 note. Nu știu să ce, cântăm n-am cifre? Inventat cifrele până la 10. Dar atunci, așa vroiam eu să cânt eu. Laurențiu, da. Și te depășește. Și atunci n-a încetat ele, crăspăci, zice trece. Nu există un plafon pentru cifrele acestea. Numai viața unui domn, doar din două cifre este. Excepțional, doamnelor și domnilor, o nebunie. Laurențiu. Originalul. Da, e adevărat. Asta e varianta compozitorului, varianta ca să original, zic așa. Da. Mentorului. Și uite, a crescut. Are o fată deja de 15 ani. Doamne. A, un copil absolut minunat. Așa trece timpul. O fată absolut superbă. Așa trece timpul. Frumoasă, talentată, un copil minunat pe măsura lui Laurențiu. Și a făcut deja pe 3 Sud-Est, au venit la mine acasă, pe armenească. Eu prima am aflat și a spus, doamna Marina, vrem să facem acum trio. Cum? Vrem să găsim un nume. Ce zici de 3 Sud-Est? 3 suntem? Yes, suntem. Sud suntem. Asta e foarte bună. Nu a fost așa? Laurențiu. Prima care așa am a fost, doamna Marina. Și da, mi-a cerut părere. Laurențiu, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. O iubim pe Marina Voica, de asta ești și tu alături de noi. Și eu îți mulțumim foarte mult. Mutriță. Vă iubim mult, doamna Marina. Da. Adică vă iubesc mult și mă bucur că din când în când așa ne mai vedem, chiar dacă nu la fel de des cum ne vedeam odinioară, dar e bine că ne vedem chiar și așa. Datorită tehnologiei avem posibilitatea, uite, ne mai adună Cristi Brancu la un loc. Este extraordinar. Mulțumim foarte mult. A venit și la lansările de discuri. Absolut. Și de carte. Așa este. Totdeauna a venit. Acolo de la mulțumim, Laurențiu. Laurențiu, îți mai aduce aminte că erai fan Michael Jackson. Și am fost pe un afiș. Asta n-a unit și pe noi. Exact. Știi? Când am avut eu un recital la Constanța. Și atunci l-am cunoscut și pe el și pe mama lui. Foarte drăguță. Laurențiu, îți mulțumesc foarte mult. Mai e cineva? Am o fotografie cu Silvia. O să ți-o trimit, trebuie să o caut. Te rog frumos, dacă o ai, te rog să o cauți. Mulțumim foarte mult, Laurențiu Duță. La mulți ani pentru doamna Voica. Atenție mare! Te pup, Laurențiu. Nu știți cine e în spatele dumneavoastră. Nu te uita. Hai să vedem. Să intre un alt invitat surpriză. Cine e în spatele dumneavoastră? Cucu. Oana Sârbu. Nici nu putea să mă imaginez să nu fie frumusețea asta mică și unde puteți să vă pupați? Cristi, puteți să vă pupați? Nu mai avem loc. Asta e treaba. Punem jos. Uite, stau așa mai aproape de Silvia, cu care am comunicat un pic în pauză. O scurtă declarație de dragoste de 30 secunde, o rugăm pe Oana să cânte și după aceea, după pauză, vorbim. Da, să trăiți. Acum punem florile, da. Mai bine intrăm, vrei să cântăm acum? Nu, am zis, dacă o scurtă declarație de iubire și după aceea. M-am bucurat foarte tare, Cristi, dragule, să fiu astăzi alături de doamna Marina Voica, pe care o
îmbrățișez și o prețuiesc de foarte multe decenii. Și o să dezvăluim după publicitate. Da, da, da. Cum așa, da. Și mă bucur să fiu astăzi, să așa la un metru de domnia sa și să o privesc cât e de frumoasă. Și de delicată și de minunată. Și elegantă. E minunată. Ce privilegiu, știi? Da. Eu, așa de mică era, venea cu ghitară să-mi cânte, tot pe armenească. Oana. Și Romica mă suna. Romica, tatăl ei. Da, Romica suna, zice, să nu ții mult pe asta, că se face seară, noapte. Era foarte îngrijorat că se duce la mine, crezând că la mine, bairamul ăsta, așa cum la artist, și eu care sunt cuvinte și singură. Și era îngrijorat pentru ea, fiindcă sunt la mine. A, nu, să vin, nu vine seara adică târziu. Să nu, păi să nu vine cumva... târziu, că era asta mică, era normal. Ei, vremea a trecut foarte frumos pentru toți invitații noștri. Acum, pentru că a început școala, Oana are o piesă care înseamnă pentru noi școala și începerea școlii. După pauză vorbim cu Oana, cu Silvia, cu Tavi. Mai avem un mesaj, doamna Voica, o să vedeți despre cine este vorba. Vrei să cântăm acum? Vrei să cântăm acum, să dedicăm o piesă dragă tuturor, așa, de început de an, mi se pare tuturor elevilor? Da, dragi copii, dacă a început școala, știți... Și mie! Da? Știți ce piesă celebră vă dedică Oana? O să te rog să mergem acolo unde este locul frumos de scenă. Doamnelor și domnilor, dragi școlari, bucurați-vă că a început, pentru că o să vă aduceți aminte mai târziu de anii de liceu cu emoții la română. Oana Sârbu. Într-o zi
Da, doamnelor și domnilor, Marina Voica alături de dumneavoastră într-un moment foarte frumos, înconjurată de prieteni. O să vorbim imediat cu Ana, cu Silvia, cu Tavi, dar mai e cineva căruia trebuie să-i mulțumim, pentru că dacă n-ar fi fost domnia sa, oare ne-a mai fi bucurat la fel de mult de Marina Voica? Aveți un mesaj aici, vă rog să urmăriți. Profit de aceste câteva momente în biroul meu să vă transmit câteva gânduri, să-i transmit doamnei Marina Voica câteva gânduri de bucurie că sărbătorim împreună un nou eveniment, o nouă zi de naștere, și vor fi mai multe. Sunt convins de acest lucru. A rămas ca un motto și în cadrul rândurile noastre, cele ce ne-a spus atunci când ne-am întâlnit pentru prima dată. Nu mă condamnați că vreau să trăiesc. A rămas citată această frază a ei în rândul nostru, atunci când întâlnim un caz care pare fără perspective, fără un viitor și totuși teoretic mai există o șansă, o cităm, a rămas în familia noastră, chiar dacă nu este de zi cu zi, îi dorim succes și toate cele bune. La revedere! În stânga microfonul. Mulțumesc, Zole! Povestește cu pomul acum! Da, doamnelor, avem un pom aici. Ce a făcut domnul doctor? Asta e cadou. A venit pe 3 septembrie special. La dumneavoastră în curte. Am o surpriză. Și mi-a adus un... Nu știu cum se numește, Zole, nu? Dar pe care niște fructe, nu? Fructe care abia să coc iarna. Și iarna trebuie să mănânci. Deci, pentru cine nu știe, e vorba despre domnul doctor Zoltan Galaida, cel care a operat, a avut o intervenție absolut minunată dumnezeiască și care... Pe cord. I-a ținut inima doamnei Voica în mână și iată opera de maestru. Exact. Prin urmare, nu numai că va lungi viața, a sădit și un pom. Ăsta se numește prieten adevărat. Asta este cadou... Nu, și înseamnă, Cristi, a pus un pomișor mic, înseamnă că știe, Marina va prinde acest copac. Va sta la umbra lui ani de zile. Exact. Am auzit că crește. Și o să ne cățărăm și noi în el. Așa este. Mai avem însă, doamnelor și domnilor, o prezență, pentru că Marina Voica a fost întotdeauna apropiată de oameni. Vreau să-mi spuneți cine este Natalia. Natalia Furcoi e cea mai tânără mea fană. Păi atunci o chemăm alături de noi, doamnelor și domnilor, cea mai tânără fană a doamnei Marina Voica. Deșteaptă de nu se poate. Câte chestii am învățat de la ea, care are 20 și ceva de ani. Doamna Marina? Da, să țin la ea. Natalia. O mică surpriză din partea mea, griș cu lapte. Da, doamnelor și domnilor, Natalia, fanul numărul 1 al doamnei Marina Voica, Silvia, Oana, Tavi. Griș cu lapte e. Griș cu lapte și zice și cu linguriță. Și cu linguriță. Are și lingurița? Are linguriță. Excepțional. Asta înseamnă. A venit de multe ori la mine, știi, și eu am rugat. Tavi. Microfonul. Auzi, stă puțin să vedem dacă e bun. Gătește formidabil, dar griș cu lapte, formidabil gătește, fiindcă eu... Deci, cum este? Nu vrei? Hai, dă-i și lui! Vrem și noi! Dă la toată și Cristi dar vrea, dar... Dar nu mi-a zis, ce trebuia să aduc mai multe linguri. Da, doamnelor și domnilor, îl vroiam puțin mai dulce, dar e atenție mare. Asta este, ce să facem risipă, vă rog frumos, da? Da. Și ce ai grijă asta, Cristi? Haideți să vedem povestea grișului cu lapte. Te văd că ți-e poftă. Da, înghit în sec aici. Da. Te rog să-mi spui care e povestea grișului de lapte și a doamnei Voica. După ce ne-am cunoscut noi, am fost la ea odată în vizită, mă sună într-o zi, zice, nu vrei să vii la mine? Bine, doamna Marina, vin la dumneavoastră. Acolo ajung una alta, doamnă, ce să vă gătesc, haideți să mâncăm. Nu că luăm la restaurant, luăm nu știu ce, doamna Marina, lăsați-mă să vă fac de mâncare. Nu, dar îmi faci griș cu lapte.
Și m-a ținut pe asta cu grișul cu lapte 5 zile cât am stat la ea, în fiecare zi griș cu lapte. Și de atunci a rămas, vii la mine să-mi faci griș cu lapte. Prin urmare, grișul ăsta cu lapte e un fel de ritual. Mulțumesc frumos, Natalia. Să știi că faci griș. Natalia, sunt de acord că faci un griș bun. Da. Natalia din Iași, am auzit. Acum 2 ani de zile v-ați trezit cu ea la poartă, la Breaza. Da. Și Natalia mi-a povestit mai devreme cu foarte multă emoție că a crezut că se întâlnește cu un artist, un autograf, ceva, câteva minute. Câte ore ați găzduit-o? Știu. Asta bine. Așa. Asta arată și sufletul mare al doamnei Marina Voica. Cât a vrut. În orice caz, Iașu este, eu am fost și la festival. O să vine, am zis că o să vină și Andrei, care mi-a făcut un film formidabil, scurt metraj, și o să-l povestesc. Andrei, ești pe aici? Ia să-l vedem și pe Andrei, doamnelor și domnilor, să-l vedeți imediat. Andrei montează, este un alt tânăr foarte apropiat de... Ce vroiam eu să spun? Iartă-mă, Cristi, că astfel, uite! Este formidabil, știi? Așa. Uitați-vă, sunt oamenii aici. Ia. Hai, Marina, arată-ne dansul. Dintre Octavian, care e cel mai bătrân. Nu e adevărat, doamne. E cel mai tânăr. Nu e adevărat. Vă rog frumos. Cel mai bătrân. Tânăr, mai tânăr decât mine. Și Natalia, care cea mai tânără. Iată cât largă sunt. Cât de mare e sufletul dumneavoastră și cât infinitul ăsta. Câtă literatură am de la mică de tot până la... Dar tu ce vroiai să faci în emisiune? Vreau să dansezi ceva, Marina. Dansează-ne ceva. Se arăți lui Cristi puțin, niște mișcări. Dansul e normal la vârsta ta. Avem ceva latino sau ce să punem? Nu. Eu am vrut așa să dansez la un moment dat ceva românesc. Hai. Așa. Dar unde e românesc, nu. Da, așa este. Atâția cântăreți de limba română avem aici, că nu știu dintre cine să aleg. Și dansez rusești. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Asta a fost. Un ultim minut îl avem pe Andrei. Andrei, dacă vrei să spui, acum ai momentul tău, 30 de secunde ceva despre doamna Voica. Nu știu dacă are microfon, dacă nu, rog să vină. Vino repede la canapea, până când vii tu. Un ultim gând frumos pentru doamna Voica, Oana. Pentru mine, doamna Marina Voica este un etalon de profesionalism și de longevitate. Și mă bucur tare că o cunosc de atât de multă vreme. Grație tatălui meu, care aducea discuri de vinil la casă cu toți interpreții români. Și mă bucur că sunt alături de domnia sa, ca admirator, și îmi este model de atâtea generații, de atâtea zeci de ani. Și mă bucură foarte tare orice întâlnire cu domnia sa într-un platou de televiziune. E mult de povestit despre doamna Marina Voica. Eu cred că ne mai dă doamna Marina Voica ocazii să vorbim. Silvia? Pentru mine este un privilegiu fiecare întâlnire cu Marina Voica. Este, cum am spus, un model. O iubesc din tot sufletul meu. Îmi e foarte dragă. E la fel de veselă ca mine, optimistă ca mine. Și cred că avem ceva în comun noi două. Chiar dacă este o diferență de vârstă, dar la noi vârsta nu se vede. Pentru că în sufletul nostru suntem mereu tinere și vesele. Cred că asta e figura cea mai importantă. Mulțumim, Silvia. S-a vorbit foarte mult despre Marina Voica în postură de interpretă, normal, așa, așa e cunoscută. Puțină lume însă a subliniat talentul ei actoricist, actriță de film. A debutat în Țărbul N-are Sfârșit, un film care nu s-a difuzat decât după 90, al lui Mircea Săucan. Apoi la Cinematecă, exact. Or, mai făcut cu Gheorghe Dinică niște probe de film și iată-l pe Andrei, care a realizat un scurt metraj premiat la multe festivaluri și prezentat în țară, în care ea joacă rolul unei bătrâne pe care nepotul și fata o duce la casă de bătrâni. Și bătrână care puțin ieșită din asta. Cam ca mine, acolo duc. Lăsați, nu vă mai răsfățați așa. Este cam singura interpretă de la noi care a reușit să combine aceste stiluri. Se aude pe fundal o
ceva, o bossa nova, cumva așa, atâtea stiluri combinate de samba, cha-cha, tango, rumbia. Este extraordinară. E adevărat. Voica și foarte de prețuit este faptul că e foarte tehnică. Este la curent cu orice apariție tehnologică. Și un as al internetului. Vreau să am auzit, am văzut. Dă lecții pe internet. Doamnelor și domnilor, și pe Facebook. Trebuie să mă duc la breaza pentru lecții de internet. Nu e niciun merit al meu. Eu sunt curiosă din fire. Și din curiozitate vreau asta. Perfect. Ultimele... Mai ajut eu cu câte un... Așa, bravo. Efectiv, îi fac captură de ecran. Live from Iași, doamnelor și domnilor. Foarte bine. Andrei, dai microfonul lui Andrei. Andrei, 10 cum secunde, a fost Natalia. La filmare? Deci cum a fost să lucrezi cu doamna Voica? A fost un proces destul de lung. Am repetat de vreo 5 ori înainte, timp de o lună. Ca orice mare artist. Repetă până când iese perfect. Da, și au durat destul de mult repetițiile. Apoi nu știu exact ce anume să vă povestesc, că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Adică după ce termin treaba, ne vedem cu doamna Voica în studio și facem un making of, ca să zic așa. Am și material de foarte making dură of. Gata, batem palma. Deci doamna după Marina, ce se lansează filmul, facem making of. Merită un film, așa cum am văzut. Așa, secvențe, Andrei, nu crezi să dea în emisiune. De 2 ore și jumătate despre Josephine Becker, adică merită, pentru că are multă istorie. Da. Doamna Voica, Marina Voica, vă iubim foarte mult. Știu că mai aveți... Nu spui Marie, doamna Voica. Marina. Dar nici Marina nu poate să spune. Nu poate spune doamna Marina. Doamna Marina. Sau Marinuța. Doamna Marinuța, ca să zic așa. Ne mai cântați o piesă foarte frumoasă? Foarte frumoasă. Ceva... Ultima mea melodie. Care va spune așa. Cea mai recentă, nu ultima. Cea mai recentă piesă. Vă mulțumesc foarte mult. Dar, Crise, vreau aici să cânt. Aici? Doamnelor și domnilor, în acest moment, în sufletul nostru, în mijlocul nostru, ne cântă Marina Voica o piesă foarte frumoasă. La mulți ani, doamna Marina. Vă pupăm și vă iubim. Ascultăm piesa. Gata. Această inventat țara visurilor mele, unde mă voi ancora, să clătesc mâinele grele n-apă rece din cișmea. Dar departe țara aceasta n-am să mai ajung la ea, ca burgul din fereastră apune steaua mea. Iarăși toamnă grea, orice cântec se sfârșește, tot așa ce viața mea. Dar departe țara aceasta n-am să mai ajung la ea, ca burgul din fereastră apune steaua mea. Trec cocori sus în stolul, vine iarăși toamnă grea, orice cântec se sfârșește, tot așa ce viața mea. Și miere, tu în clipa cea mai grea, printre umbră și zebrele, ai hrănit iubirea mea. Țara visurilor mele, cum e steacănul albit, și la capătul cărării, căutând m-am rătăcit. Dar departe țara aceasta n-am să mai ajung la ea, ca murgul din fereastră pune seaua mea. Iarăși toamnă grea, orice cântec se sfârșește, tot așa și viața mea. Dar departe țara aceasta
acasă, n-am să mai ajung la ea. Ca murgul din fereastră pune steaua mea. Trec cocori sus în stoluri, vine iarăși toamnă grea. Orice cântec se sfârșește, tot așa și viața mea. Îi mulțumim doamnei Marina Voica. Pe de altă parte, sunt convins că așa se întâmplă de fiecare dată. La începutul lunii vreți să știți ce urmează pentru voi. Cum o să fie sezonul ăsta, cum o să fie toamna asta, cum o să fie luna următoare, de la Maria Angolea. Maestre? Bine v-am găsit. Iată că am trecut tot într-o lună care e caracterizată de elementul metal, deci vor fi ploi de astea, inundați. Astea ce avem noi. Singura problemă va fi în secțiunea de est a lumii, unde vom avea o zi de conflicte. Deci urmează conflicte. Conflicte cu îmbolnăvire de relații, ba se înjură ca la colțul blocului. Dacă ar fi să o luăm pentru fiecare semn zodiacal în parte, da. Șobolanul ăsta este șeful lor. Șeful. Adică tu. Adică eu sunt șeful. Putem să ne îndrăgostim, poate n-au de soția mea, da? Putem să facem orice, avem suma 10. Drept dovadă că voi pleca din țară înspre Asia, nu din punct de vedere al relațiilor, ci din punct de vedere al școlilor. Noi avem absolut totul, șomulanul. Orice facem, atingem aur. În luna următoare. Luna asta, vine cocoșul, cocoșul, elementul nostru de dragoste. Înțeles. Ce e foarte important? Prietenul nostru secret, care e bivolul, a trebuit să vină să ceară ajutor. Deci trebuie să-ți ceară ajutor. Eu sunt bivol. Pentru bivol ce se întâmplă? Vii la geam și strigi. Ajutor! Așa. Ajutor! Ce se întâmplă? Bivolul are o stea proastă. Are o stea de pierderi. Are o stea de trădări. La bani, cheltuieli neprevăzute. Atenție mare! Cineva vrea să-i taie picioarele. Atenție foarte mare! Mai mult decât atât, este o chestie accentuată. Ce-i taie poate să piardă bani. Pentru că el are steaua banilor, vine steaua asta a pierderilor. Aveți mare grijă cu cine vorbiți despre planurile dumneavoastră. Mare grijă. Mergem la tigru. Nici tigrii nu stau bine. O lună plină, plină de stres și de cheltuieli total neprevăzute, care nu s-au gândit nici în visele lor negre. Atenție foarte mare la proprietăți. Mare de tot. Mare de tot. Adică? Adică în sensul că dacă o proprietate trebuia să-ți producă ceva, sau nu o proprietate, un business, s-a oprit apa. Am înțeles. S-a oprit apa, nu mai vine. O să vină luna viitoare, deci tigru o duce mult mai bine decât bivolul. Bivolul săracul luna viitoare o să aibă el o stea bună, dar atenție mare ce mâncați că vă ia aghiuță. Ia-l de aici, iepurele. Iepurele. Dacă ar fi să facem un clasament, cel mai prost aspectat. Are așa. Steaua bolilor pe el. Nu numai iepurele, fiul casei, cel mare, atenție mare. Va veni această stea, înțelegeți, de boală. Acum nu o să înțelegem că se îmbolnăvește, că mai are noroc tot de o stea proastă care e de lemn, dar mai ajută. Dar nu trebuie să neglijăm micile atenționări. S-a întâmplat ceva direct la doctor. Este o lună foarte proastă, foarte proastă. Pentru iepuri. Foarte proastă. Mai departe. Dragonul, nici el nu stă formidabil de bine. Nici el nu stă formidabil de bine pentru că o să intre cam în depresie. Poate să aibă o stea depresie. Nu l-ajută, cum să vă spun eu, starea lui interioară. Îl ajută prietenul secret, cocoșul. Că e lună de cocoș. Atunci vine ăla, ba poți să te îndrăgostești, ba poți să faci orice. Iată că are un pic de ajutor. Șarpele, mai departe,
Șarpele și el este foarte bine aspectat. Dacă mă întrebați pe mine, este chiar mai bine aspectat decât dragonul. Pentru că șarpele are o de asta de se... Se învârte el. El face o învârteală, face o chestie. Nu mai e o chestie. Diferența majoră între șarpe și dragon este că dragonul pune la suflet tot, șarpele are un mod de conservare, deci el e foarte important. Mergem la cal. Calul e șeful lor. Iată, aha, a venit șef. Deci și prietenul secret al calului trebuie să ceară ajutor, adică oaia. Deci a venit calul, o duce formidabil, da? Are o tendință să creadă că e condus de alții. Și ce dacă? Deci, dacă la un moment dat trebuie să renunți puțin la orgoliu ca să o duci mai bine, e un lucru foarte bun. Așa e. După care vine oaia. E, oaia asta, săraca, are și ea un pic de lumină din punct de vedere al stelei, adică poate să înceapă diverse lucruri, să o ducă mai... Să încerce. Anul ăsta, cum am spus, nu este un an bun pentru oi. Îmi pare rău pentru singura oaie care o respectam așa foarte mult, sportivă, care trebuia să arate tot. Simona, alert. A venit un turneu exact în momentul ei prost. Deci dacă începea turneul mâine, era altceva. Fantastic. Asta e. Maimuța. Maimuța, campioană mondială. Și ea este nemaipomenită. Adică duce foarte bine. Foarte bine. Are steaua 1. Ea este, spre diferență de oaie, oaie e mai închisă. Se închide în ea, se agită prea mult. Maimuța face tot ce vrea. Tot ce vrea. După care urmează cocoșul. Așa. Cocoșul ăsta nu duce formidabil de bine. Atenție foarte mare, are 2 stele de metal. Nu, numai el nu o duce bine? Nu. Și zona de vest a lumii, America, Anglia, auziți de atentate. O să auzim de atentate. Da, arme ușoare, nu foarte mari, dar atentate. Putem să auzim și de o boală de plămâni, de boli respiratorii, boli de piele. În fine, mergem mai departe. O altă formă de COVID poate fi? Nu știu dacă COVID, noi ne-am obișnuit acum, COVID-ul ăsta e un cuvânt care ne-a intrat în vocabular, o să-l găsim și în Dex, până la urmă. Nu, domne, există și alte boli. Există și alte boli, ok, mergem mai departe. Mergem mai departe și ne ducem la câine. Câinele trebuie să aibă grijă. Se simte mereu alergat. Simte că aleargă după 200 de iepuri, nu prinde niciunul, nu începeți niciun plan, nu semnați nicio hârtie, o lună foarte proastă. După care urmează mistrețul, care mistrețul are cam același aspect ca și câinele, numai că el nu e așa perseverent precum e câinele. Deci dacă și-a luat o palmă peste ochi, stă puțin liniștit. Păi când câinele merge și te atacă non-stop. Deci una peste alta nu este o lună nemaipomenit de bună. Dar, în schimb, este o lună foarte bună pentru dragoste în familie. Deci încercați să petreceți mai mult timp cu familia. Familia vă poate ajuta. Cam asta ar fi aspectul lunii septembrie, care, vă spun, mulți ne dorim. Nu o să fie o lună foarte bună, o să fie o lună în care vom auzi decizii ripitori. Deci oameni, s-ar putea să auzim o manifestație în stradă, da, oameni care țipă. Asta e. Doamnelor și domnilor, acum că ne-a băgat, era să zic ne-a băgat mortul în casă, că ne-a băgat la idei, prietenul nostru Marian Golea este condamnat, ori el, ori soțioara lui, să mai vină să ne mai explice în luna asta, ca să nu murim de inimă acum. Am vrut așa de la început, după ce v-a bucurat doamna Voica, să vă mai aducem și cu picioarele pe pământ. Dar dacă vreți să fiți cu picioarele pe pământ, îți mulțumesc foarte mult. Cu mult drag. Căutați-l pe Marian Golea acolo unde îl găsiți. Atenție mare, pentru că noi nu știm ce este greu. Stați să vedeți ce urmează. Lecție dură de viață ne apropie de credință, suflet, bunăvoință, toleranță și iubirea necondiționată față de semeni. Doar
doar la Exclusiv VIP de Ziua Internațională a Carității urmează dezvăluiri despre povestea dramatică a fostului fotbalist Mihai Neșu și cum s-a transformat acesta în omul de azi capabil să le ofere ajutor și sprijin copiilor cu dizabilități. Rămâneți cu noi! Da, doamnelor și domnilor, este un suflet absolut extraordinar. L-am admirat în cariera lui de fotbalist, un fundaș stânga foarte puternic, vânos, cu o carieră foarte frumoasă în România, dar și în Olanda. Dar de la un anumit moment, Mihai Neșu, a avut o altă viață. Această viață, care părea să fie fără ieșire pentru mulți, a reușit să o transforme într-un lucru absolut senzațional, iar ceea ce face astăzi Mihai Neșu este chiar spectaculos. Bun găsit! Bine te-am găsit! Mulțumesc mult de invitație și mulțumesc mult și de emisiunile dinainte care le-ați făcut când ați trimis aici echipa la noi pe șantier. Mi-a fost foarte de folos. Pe de altă parte, lumea trebuie să înțeleagă că un om care a avut o carieră frumoasă în România, în străinătate, care, ca tine, care a avut o carieră foarte frumoasă, merge acum mai departe și nu alege să-și trăiască viața gândindu-se: bun, de acum înainte să mă bucur în liniște de ceea ce mi oferă în continuare Dumnezeu, ci tu mergi mai departe și cu foarte multă forță construiești acest centru care este absolut formidabil, lumea unindu-se în jurul tău, apropo de caritate, într-un mod absolut extraordinar. Unde ești acum? Ce faci? Noi în primăvară am făcut un reportaj frumos de sărbători la tine. Cum ești acum? Bine, sunt acasă, tocmai ce m-am întors de la terapie. Și mergem înainte cu proiectul, cu noua construcție a complexului de recuperare. Avem 15 luni de șantier. Pozele care vi le-am trimis și le arătați voi acum sunt de luna asta și de luna trecută. Deci cam ăsta e stadiul. De acum puțin am mai avansat față de ce se vede în imagini, dar în principiu cam asta e situația șantierului. La unele clădiri suntem deja la finisaj în interior, la unele mai avem încă pe exterior de lucrat și, bineînțeles, suntem în continuare în căutare de sprijin, care oricum a venit până acum mult și mult mai repede decât ne-am așteptat și le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și ne ajută și sperăm să vină în continuare cât mai mulți oameni ca să strângem și diferența aia de bani care ne mai lipsește să putem să terminăm și cât mai repede proiectul. Așa a vrut Dumnezeu ca acest proiect minunat al tău să vină și într-o perioadă în care toate prețurile au explodat. Toți oamenii care construiesc în România știu că una era acum un an de zile și uneori este de două, trei ori mai mult acum. Nu știu cum te descurci. Păi, noi am estimat un buget în 2019, când am început campania de strângere de fonduri, asta cu SMS, oricine trimite un SMS cu cuvântul cred la 8444, donează 2 euro pe lună abonându-se la acest număr și noi avem acum cam 36.000 de abonați care ne ajută lunar cu peste 60.000 de euro pentru a reuși să facem față cheltuielilor, care ne ajută foarte mult, ne acoperă cam jumate din cheltuielile lunare. Și ceilalți bani încercăm să-i facem din alte donații, sponsorizări. Față de bugetul estimat în 2019, noi am recalculat bugetul cu ultimele scumpiri și am mai adăugat la buget încă cam 50% față de bugetul inițial, încă vreo 1,8 milioane de euro. Și noi acum ne străduim să-i strângem, fiindcă dacă rămâneau prețurile de acum 3 ani, până în primăvara anului viitor, noi cam aveam toți banii estimați prima oară, dar acum, din cauza scumpirilor, s-a dat puțin peste cap totul, dar încă ritmul în care mergem e cel normal. Nu pot să zic că încă am simțit foarte tare scumpirile, să vedem când mai avansăm și ajungem la finisaj, acolo unde sunt lucruri mai scumpe și la instalațiile de climatizare, să vedem cum ne descurcăm, dar avem încredere în Dumnezeu că o să ne ajute și o să trimită în continuare oameni mici.
minunați cum a trimis până acum la momentul potrivit. Eu zic că oamenii trebuie să ți se alăture de Ziua Internațională a Carității. Vă rugăm foarte mult. Așa cum au atâția oameni au fost alături de eroul nostru, vă invităm în continuare să vă abonați, vă invităm să căutați, să vedeți tot ceea ce face Mihai Țăneșu într-un mod absolut senzațional. Pot să spun o întrebare personală? Te visezi jucând fotbal? Nu, mai visat jucând fotbal cam deloc după ce m-am accidentat. Acum am alte priorități, încerc mai mult să mă bucur de fiecare zi, să nu mai visez, să zic așa, în imaginație, ci să îmi trăiesc viața în fiecare zi, să mă bucur de ea, fiindcă după accident, chiar dacă au fost niște ani mai grei, așa, de acceptare și de înțelegerea situației. În ultimii ani pot să zic că Dumnezeu a dus mulți oameni minunați în jurul meu care sunt alături de mine și mi-a dus și o activitate minunată cu care să-mi ocup timpul și nu pot să zic cât că mă bucur de fiecare zi în care mă trezesc dimineața și știu că am ceva frumos de făcut și am pentru cine, să zic așa, să trăiesc și să mă lupt ca să le fie mai bine, adică copiii cu dizabilități pentru care încercăm noi să facem toate lucrurile acestea. Toți copiii aceștia vor fi într-un fel sau altul când vei termina și copiii tăi, pentru că îi vei ajuta un pic, vei fi ca un unchi care îi ajută de undeva, încercând să le aducă un bine pe care și tu l-ai primit până la urmă din partea societății, ceea ce cu fotbalul intrase și deja în istorie, o să intri acum și cu ceea ce faci. Ce te bucură dincolo de proiect în fiecare zi? Lucrurile simple ale vieții tale. Păi mă bucură foarte mult copiii care vin la actualul centru, care noi îl avem din 2015 în centrul orașului Oradea. Numai el deja este foarte mic, avem acolo doar 250 de metri pătrați și eu după ce petrec 4 ore pe șantier în fiecare zi, merg acolo zilnic ca să fac și o terapie și mi-aduce foarte mare bucurie întâlnirea cu copiii de acolo, fiindcă ei au o energie așa foarte bună, sunt foarte bucuros și te face și pe tine să uiți dacă ai, să zic așa, o zi mai proastă. Nu-ți permiți când îi vezi pe ei cum sunt așa de bucuroși, ți-i rușine să ajungi și să te plângi de ce știu ce nimic. Și cam asta e programul meu și astea sunt bucurile mele. Oamenii din jur care au grijă de mine și alături de mine mă ajută să îmi trăiesc viața ca și cum n-aș avea această dizabilitate și șantierul și centrul actual de recuperare, cam cu ce mi-ocup timpul asta și bucurile mele. Mihai, e limpede că Dumnezeu avea o misiune pentru tine și asta era, deși sportul a fost marea pasiune a vieții tale. Pentru toți cei care stăm acasă, ne uităm și ni se pare că n-a adus jos ceva la timp, ne-am certat cu cineva, ne uităm la tine și ne dăm seama ce înseamnă să lupți în fiecare zi. Vreau să oferi un mesaj, un îndemn, acele cuvinte care îi pot face pe oameni să înțeleagă mai bine ce trebuie să facă de mâine, înțelegând rostul adevărat al vieții și cum este cu adevărat să lupți. Pentru că tu ești cel care poate să facă lucrul. E foarte greu să dai sfaturi așa generale, fiindcă fiecare om e un unicat în sufletul lui, are un suflet unic și ce sfătuiești pe unul nu se potrivește, nu se potrivește la altul. Dar din experiența mea pot să zic că lucrurile rele care ni se fac nouă rele în prima fază, așa că ni se întâmplă ceva rău, de fapt sunt numai niște lecții de viață în care dacă avem smerenia necesară să stăm un pic să reflectăm la ce ni se întâmplă rău, ne dăm seama că tot timpul tot răul care se întâmplă se poate transforma în ceva și mai bun. Adică un fel Dumnezeu când îngăduie să ni se întâmplă un rău, El după aia e gata, pregătit să ne ofere ceva mai bun. Adică noi trebuie să facem o mică schimbare sau poate ceva n-am făcut bine sau pur și simplu trebuie să avem un pic de răbdare când ni se întâmplă ceva, chiar dacă noi mi se pare că am făcut totul bine. Rău care ni se întâmplă de fapt nu-i rău, că noi nu știm exact ce ne este de folos. Asta am observat și eu în viața mea, că
practic orice ni se întâmplă, trebuie să avem răbdare și nădejde Dumnezeu că se transformă în ceva bun. Și pot să dau un sfat așa general, care eu l-am primit de la un părinte din Muntele Athos și cam ăsta e singurul sfat general care pot să-l dau. Mi se pare că se potrivește la toată lumea, dar bineînțeles după ai luat individual. Când am fost prima dată, mi se pare, în Sfântul Munte și eram foarte neliniștit și m-a văzut un părinte acolo sfânt și m-a luat deoparte și mi-a zis, mi-a zis să ai răbdare și mi-a zis să am un duhovnic de care să ascult și să am cea mai bun prieten pe Hristos. Și așa, ca să fac o mică paranteză, n-am înțeles în prima fază ce înseamnă acest sfat, dar după aia mi-am dat seama că trebuie să avem răbdare de multe ori în viața noastră, când sunt situații în care noi vrem să se întâmple lucruri, nu se întâmplă, și atunci, ca să nu ne turburăm, trebuie să avem răbdare. Și apoi sunt multe situații în viața noastră când nu știm ce să facem sau nu avem soluții sau suntem într-o perioadă neliniștită, și atunci duhovnicul este doctorul sufletului nostru, cu prin harul Dumnezeu, practic duhovnicul este doctorul psiholog, cel adevărat, care are, cu ajutorul Dumnezeu, rețeta sufletului. Și fiecare, dacă merge la un duhovnic care crede el că îi se potrivește, poate să vadă mari schimbări dacă se ține de o viață duhovnicească, fiindcă sufletul se tratează la fel ca și trupul. Și în final, faptul că mi-a zis să am cel mai bun prieten pe Hristos, mi-am dat seama, făcând așa o comparație nepotrivită, dar să în lume, dacă, să zic, ai un prieten care are multe relații, rezolvă probleme, așa, nu, imediat te ajută să rezolvă multe probleme. Și Hristos, fiind Dumnezeu întrupat, dacă ești prieten cu El, poți să treci cu bine peste orice în viața aceasta și totul ți se va părea, să zic așa, frumos. Nu ți vor mai părea lucrurile rele sau planul tău. Dragul meu, nu va părea rău. Mulțumesc foarte mult pentru acest sfat. Am titrat deja pe burtieră numărul la care se poate trimite SMS pentru Mihai Țăneșu. Donați acești bani, pentru că ceea ce face el acolo, așa cum a spus și el, este un dar de la Dumnezeu. Te susținem și îți mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit. Doamnelor și domnilor, o apariție specială lui Mihai Țăneșu. Multă sănătate și mult succes! Mulțumim! Mulțumesc la fel, Doamne ajută! Doamne ajută! Pauză, ne întoarcem! Prima zi de școală este sărbătorită acum alături de niște elevi absolut senzaționale. Doamne și domnule, Elena Merișoreanu împreună cu nepoatele sale și încă două prietene. Să rămână, să vă trăiască. Avem aici Alesia, avem Rebecca, mâna sus, să se știe despre cine vorbim. Ele sunt nepoțelele dumneavoastră. Așa, cele mici. Cele mici. Cele mici, că e mari, sunt mari de acum. Și avem și o nepoată blănoasă pe care o cheamă Luna, da? Da. Foarte frumos. Luna, este și ziua internațională a animalelor. Așa. Prin urmare, ce zi prindem, pe aia o marcăm. Așa. Bun, cum a fost la școală când erați mic? Avem și niște fotografii senzaționale cu doamne. Mai întâi dăm voie să spun, pentru că ești la început de stagiune, ție și întregii echipe, mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, viață lungă la această emisiune, unde oamenii au ce să vadă, și o emisiune educativă, și să spun cum a fost la școală. Da. Păi, iubitul eu, dacă le spun lor, nu le vine să creadă. Și anume? Ghiozdane sofisticate. Ia uite aici, eram avem la școală. Avem poze din prima tinerețe cu doamna Merișoara. Auzi, aici aveam 13 ani și eram la școală, cântam de asta, cum îi zice, muzică ușoară, dragă. Da, se vede că e cu chitară. Da, eram acolo, profesorul Corfiatis, mă, era, ce să spun. Foarte tare. Cum era la școală? La școală era o bucurie mare că ne vedeam și noi. Dar cea mai mare bucurie, știi care era la început? Că ghiozdanul, noi nu aveam ghiozdan.
toți mergeam cu trei stuțe. Erau foarte scumpe ghiozdane și nici nu știu dacă erau. Dar da, eu am adus un ghiozdan cu care eu am început să cânt, să merg la școală, l-am spălat, asta mi-am pus danteluță. Doamnelor și domnilor, în exclusivitate, primul ghiozdan al doamnei Merișoreanu. Excepțional. Să știe și fetele astea mici, că uite cum era ghiozdanul pe vremea aia. Și când eram în clasa a patra, mi-a luat mama un ghiozdan de carton și m-a prins ploaie mare odată. Aoleu. Și s-a dus dracu ghiozdan. Tot la Traista am ajuns. Da, Traista, uite că trece peste ani. Da, da, scumpul meu, la ora actuală, această Traista, trebuie să o comparăm și cu Hermesul și celul de buton. Ce, asta e eco. Dacă... Și nu numai că e eco, dar cred că se și poartă la marile case. Avem aici imagini cu... Fetele mele când erau la școală, ia uite ce pampoane aveau ele. Da, da, se purtau pampoanele pe vremea aia. Da, era la Luca și cu Ela. Vreau să spun uniforma că... lor, uite, de uite ce uniform. Dar nu era frumos? Foarte frumos. Era... Dar în anumite școli se poartă și acum uniformele. Băi, se poartă. Da. La voi foarte se poartă? Nu se poartă. Foarte Alesia, Rebecca, cum a fost azi la școală? Cu cât entuziasm începeți școala? A fost ok, mai ales că mi-am întâlnit diriginte, am aflat că e foarte drăguț. Deci, clasa 5-a? Da. Bravo! Doamnelor și domnilor, astăzi, în clasa 5-a, a mai debutat un școlar. O imagine sau două vreau să vă arăt, pentru că azi dimineața ne-am trezit în creierii dimineții, s-a speriat și pisicul de mine, așa, iată-l aici, astăzi la Little London International Academy, domnul din imagine, e o tradiție acolo, momentul în care începe, este și doamna dirigintă, care îi mulțumim, profesoara de engleză, se lansează cât un balon către cer. Și aici vedeți momentul în care s-au lansat toate baloanele către cer, toți copiii din școală au lansat și au pus o dorință și au lansat un balon către cer. Acesta este școlarul nostru, să fie bine, tot în clasa 5-a, astăzi s-a bucurat. Da, uite, e foarte fericit. Bun. Mă bucur foarte mult, bucurie mare, un moment să rămână. Deșteptă mami și tata. Așa, să rămână. Alesia și Rebecca, cum a fost azi la școală? Deci, vă place școala sau... E uniforma mea. Uniforma doamnei Merișoreanu. Eram cu batic și eram La microfon, la microfon. Asta era uniforma. Ne duceam cu batic în cap, ce că n-aveam fund. Poza asta. Da. Ce tare poza asta. Vă vine să credeți. Ce zice asta mică? No. Eram în clasa a patra, să știi aici. Clasa a patra, senzațional. Da. Pentru tine, cum e școala? Place, da, așa. Dar de ce, dragă? Uite, aici tot, uite, așa era uniformele, frumos. Astea-s fetițele, da? Da. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. De ce nu-ți place, drag? Cum aici? În ce clasă ești? Trec a treia. A treia? Da. Păi știi, bolul dintre a treia, așa. Ce ne facem mai târziu? Asta e. Și cum a fost azi dimineață? Dar măcar te întâlnești cu colegi, cu colegii, poate e mai fancy, așa, nu? Da. Ia uite că avem și fotografii aici cu distin. Azi de azi e de la școală? Da. Da, da, uite, chiar că, acum, uite. Te rog, vă rog frumos să-mi prezentați și prietenele voastre. Ce faceți voi împreună cu prietenele voastre? Noi împreună dansăm. Dansați? Da. Ne jucăm. Da. Vă jucați și dansați? Pot să vă și eu cum dansați? Da. Ele dansează, iar mă încep trei. Da? Doamnelor și domnilor, această trupă de trei domnișoare pe care le vedeți aici în imagine, dansează. Vă invit acolo, uite acolo în locul. Lasă microfonul jos. Și vreau să vă văd. Doamnelor și domnilor, copii, ia uite ce ciorap cu plasa au. Păi acum dansatoare. Fuga în partea cealaltă pe undeva la că... Ce? Au venit băieții la ele și i-au speriat părinții. Așa trebuie. Uite, să vedem. Luna urmărește cu atenție un moment de dans absolut senzațional. Nepoata doamnei Merișoreanu din seria Așchianu sare departe de trunchi.
Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Doamna Merișoara, ce se întâmplă? Haideți încoace. Hai zănuțelor încoace. Deci cum vi se pare? Măi, asta mică nu prea e cu școala, așa, deci... Dar îi place. Vreau să spun că orice... Cea mare e mai cu școala. Asta e cu școala, asta e cu matematica. Se vede după ochi. E cu matematica, ea e cu lucrurile foarte serioase. Eu îi spun, uite, asta mică, dacă a pus cercul ăla, nu știu câte pe ea și le-am... Hula hop, da. Vreau să spun că din prima le-a făcut. Da? Da. Vrei să te faci dansatoare, dragă? Da? A răspuns pisica. A răspuns pisica, a zis că da. Da. Foarte frumos. Da? Vrea la mama voastră, ca să zic așa. Da, da, da. Mama e în spate. Raluca e bun. Dar ce părere aveți voi? Uite, vă rog, uite, cea mică, dragă. Ce părere de melodiile bunicii, doamne Merișoreanu? Cum ți se pare? Mi se pare... Nu sunt de genul meu. Adică eu nu ascult muzică populară. Nu sunt genul ei. Nu sunt genul ei, nu? Nu. Am înțeles. Dar genul, tu ce părere ai? Tot la fel. Nu sunt gen, nu? Dar vouă ce vă place, dragă, să ascultați? În engleză. Ce anume? În engleză. Zi una în engleză. Pretty girl. Am înțeles. Pastea le știți? Doamna Merișoreanu, auzi ce spun copiii ăștia? Da. Dar știți ce le place, ce ascultă pe-n casă? Numai în engleză, ei la televizor nu se uită numai în engleză. Eu mă uit numai în engleză. Ea numai în engleză se uită. Nu știu de ce am și eu unul acasă în care se uită numai în limba engleză. E, asta e. Numai în limba engleză. Vai, dar eu când îl văd pe tot, este superb. La micul, cred, l-ai dat la școală să facă școală de actorie? Nu. Dar e chestie nativă. El va ieși un profesor, un moderator de știri, de alea cu... Să rămână. Avem aici cineva care cântă piesa. Asta e piesa care le place fetele. Frumoasă piesa, nu e agitată. Da. Dar vă moșterește cineva vocea? Da. Îți place să cânti? Amândouă sunt... Așa, nu? Da. Foarte frumos. Un ultim moment aș vrea, mai avem un minut, să vorbim și despre Luna. Care-i treaba cu Luna? Cum... Vrea să iasă să exploreze pe aici, că e un loc mare. Am înțeles. Cum a apărut în casă la voi? Păi a apărut din cauza la sora mea. Am înțeles. Care s-a rugat de tatăl nostru să ia o pisică. Dragă, ai adus o contribuție importantă în casă, îmi place de tine. Ai înfrumusețat acasă cu una bucată pisică, da? Da. Ultimul minut, un sfat din partea doamnei Merișoreanu, care a trecut cu experiența ei de viață fabuloasă peste toate etapele. Ce le spuneți lor în prima zi de școală, celor mici? Le spun să fie cuminți, înțelepte și să învețe, pentru că în viață nu o să fie numai de joacă. În viață, știi cum e vorba românului, ai carte, ai parte. Cam așa. Să fie sănătoși, să dea Dumnezeu în vremurile astea tulburi, ei să nu simtă aceste necazuri și greutăți care ne paște pe toți. Da, doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult, doamne Merișoreanu, Alessia, Rebecca, un succes la școală. Avem ceva să spunem. Acum, 10 secunde. Acum câteva zile a fost ziua mamei noastre, așa că vrem să-i urăm la mulți ani. La mulți ani, mami! La mulți ani! Raluca s-a ascuns, e pitită după bucătărie acolo, care o să intre în rol mâine, poimine. Mulțumim foarte mult, la mulți ani! Mulțumim. La mulți ani întregii echipe, la mulți ani ție, Luana și frumosul vostru. Eu tot te dis. Da, dacă îmi spui, să rămână mult, să trăiască toți copiii. Mult succes mâine de la ora 3:30. Ne vedem cu bine. Rămâneți cu Flash Monday. Crede în tine.